Și cel mai frumos lucru în care suntem împreună este că după atâția ani în care am început să lucrăm împreună, am zis că ar fi frumos să jucăm într-o piesă clasică împreună. Și am căutat texte mult timp până să găsim unul care să ne placă. În sfârșit am găsit unul care ne-a plăcut, care se numește Indispensabili. Este vorba de acel obiect de lingerie intimă. Sau putem să-i considerăm și pe ei indispensabili după ce îi vedem odată. Îmi place cum gândești. Așa. Și chiar marțea viitoare o să fie la Teatru Notara spectacolul. Până acum am avut două reprezentații. Este un spectacol în premieră națională, deci nu s-a mai montat în România. O comedie puțin altfel. Și cred că ne-ați convins deja că la voi totul este puțin altfel. Poți să zic indispensabilul? Da. Deci e indispensabilul, că tot ziceam că o să vorbim despre această... Da, indispensabilul Axel, ca să știm despre păi care. Nu, că suntem șase indispensabili. Păi da, ești în platou cu noi. Nu se face nicio confuzie. Stai liniștit. Simte-te doar tu indispensabil în această emisiune. Așa. Bun, avem un material frumos pregătit referitor la această piesă Indispensabili, pe care vreau să-l urmărim. Dar înainte de asta, spune-ne tot așa puțin, cum a venit, de unde a pornit povestea? Da, deci doream să jucăm într-o piesă împreună, într-o piesă clasică. Am găsit un text care ne-a plăcut și era vorba acum să căutăm un regizor. Și un coleg din trupă, și anume Pavel, s-a văzut pe stradă cu cel mai bun prieten de-al lui, Alex Mihail, regizor premiat la Uniter, cu toate că de vârsta noastră a luat premiul Uniter pentru debut în 2005. S-a văzut cu el pe stradă, el știind că Alex stă acum în America, și pentru că Alex a întors, avea cu viza expirase și o lună stătea aici să-și rezolve cu viza și alte probleme și a zis: avem o piesă, căutăm un regizor, ce faci? Zice, păi eu stau o lună pe aici, dăm textul să-l văd. A citit textul, i-a plăcut și ne-am apucat așa. Deci în o piesă făcută într-o lună, în mod normal. Haideți să vedem și noi, dragi telespectatori, ce a ieșit, o piesă făcută într-o lună. Câteva segmente, așa. Am revenit, dragi telespectatori, dar am urmărit câteva secvențe. Vreau să vă spun că sărutul a ținut 30 de secunde. De ce știu, mi se număra mie în cască. 30 de secunde. Și spune-ne, dragă, despre ce... I-am zis Andrei să închidă ochii. Andreea, 30 de secunde. Parcă la premieră ținea mai puțin. Un rol se dezvoltă și cât timp piesa se joacă, se mai modifică în funcție de organic acum... Asta Andreea, actriță, și înțelege. Este o comedie atipică. Exact. De la axă. Atipică. Așa, deci cum a venit povestea asta? De la o pereche de indispensabili? De la o pereche de indispensabili pe care Rozana, pe care ați văzut-o, i-au căzut în timpul paradei regelui în 1910, în Germania. Regele venea cu parada prin tot felul de orășele și când a trecut prin orășelul lor, ei... i-a plesnit elasticul și au căzut indispensabili. Și apoi tot felul de personaje vin să caute chirie. Au auzit că unde stă femeia căreia i-au scăpat. Au aflat unde stă, au văzut că este o cameră de închiriat și au venit să stea în chirie.
Și apoi de aici sunt tot felul de situații comice. Dragi telespectatori care vă căutați chiriași, vă rog frumos, Piața Romană, eventual la universitate, pereche de indispensabil, vedeți cum o face să vă cadă, lăsați frumos un număr căzut întâmplător pe lângă dumneavoastră și vedeți câte cerințe aveți pentru locuința pe care doriți să închiriați. Era concluzie. Spune-ne unde vedem piesa? Unde... Piesa o vedem la Teatru Notara, cam o dată la 2-3 săptămâni. Următorul spectacol este marțea ce vine, marți pe 18 martie, de la 19:30, la sala George Constantin, deci mai pe Magheru, Teatru Notara, în centru.